Înainte să trecem la poveste, un quiz rapid. Cine a spus? Nu vei zări niciodată un curcubeu dacă te uiți în jos. A. Confucius. B. Mike Tyson. Sau C. Charlie Chaplin. Lăsați răspunsurile repede în comentarii. Aveți 5 secunde. Dacă ați răspuns C. Charlie Chaplin, aveți dreptate. Da, frate, îmi plac mult citatele, vorbele de duh. Dacă vă plac și vouă, am găsit un canal super tare, cu citate spuse de oameni celebri, de la Joker și Escobar până la Confuciu și Albert Einstein. Canalul este la început de drum, dar este foarte promițător, cu clipuri bine realizate. Hai să-l ajutăm, dați și voi un subscribe la Rocitate. Băiatul chiar merită. Aveți linkul în descriere. Și acum să trecem la poveste. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, în anii 90, cam peste tot au început să apară, ca ciupercile după ploaie, tot felul de săli de jocuri mecanice. Și pentru noi copiii care până atunci ne jucasem cel mult Tetris și încă 2-3 jocuri cu liniuțe, acolo era paradisul. Cum v-am spus în altă poveste, eu, Senciu și Morlocu pândeam zilnic pe lângă biserici alaiul cu mortul. Știam că se aruncă bani. Făceam de câteva credite de fiecare zilnic. Era mica noastră plăcere nevinovată. Te duceai, plăteai, jucai o oră, două și erai fericit. Și a doua zi o luam de la capăt. Asta până când și-a luat-o Morlocu de la mama sa. La un an, doi după, patronii s-au șmecherit. Încet, încet au început să apară vestitele păcănele. Nu erau ca acum cu fructe și tot felul de variații. Erau doar cu poker, sau cum îi spuneau toți, roșie neagră. Jocul era simplu, cumpărai credite, aveai o miză care putea fi setată de la 1 la 1000 și jucai. În funcție de ce scădea, aveai un număr de credite în bancă. Bineînțeles, de multe ori nu spica nimic. Regula era aceeași ca și la pokerul obișnuit. Chinta, fulul și careul erau cele mai bune combinații. Mai era chinta royală, dar o vedeai odată în viață. Bine, mai era și jackpotul, dar ăsta era ca un bonus. Și în scurt timp, toate barurile și cârciumele s-au umplut de păcănele. Erau mulți care își lăsau tot salariul acolo în goana după bani, faimă sau adrenalină. Nu știu, frate, e o boală. Acolo nimeni nu câștiga, doar patronul. Dar toți reveneau să joace iar. Era un cer vicios. Dacă câștigau, voiau să joace și mai mult. Și plecau cu mâna nemezdos. Dacă pierdeau, jucau și mai mult să-și recupereze pierderea, dar nu o făceau niciodată. Bine, erau câțiva care și câștigau. Vești erau precum diamantele sau fetele cu minți din showbiz, extrem de rari. Și printre ei eram și eu și Senciuc, dar s-o luăm cu începutul. Tata avea un garaj acasă și unul dintre angajați era domnul Mielu. Scund și îndesat, glumeț și nu te refuza niciodată. Era primul care se apuca de băut și ultimul care termina. De multe ori bea până la 7 dimineața și la 8 începea munca. Și de câteva săptămâni se tot ducea cu tata și încă vreo doi la un bar din cartier acolo. Domnul Mielu, ce faci? Iar ai uitat să închizi ochii când dormi? Ăsta avea niște ciarcăne mai mari ca bunica. Băi, am fost cu tactul la bar aseară. Păi ce dracu faceți, mă, acolo? Bem și noi, o bere, două. Până acum beați la garaj, mă. Da, mă, Senciuc, dau acolo poker, mă, roșie neagră. Ce asta, mă, un joc? Da, Gigi, dar poți să câștigi bani, mă. A luat unul aseară două bulioane, băgase doar 10 lei. Păi și tu cât ai luat, domnul Mielu? Până acum de cât bătaie de la nevastă. Dar prinde o zi bună. Nu ne-i mâși pe noi? A, nu știu, Senciuc. Vorbește cu tactul, mă. Bine, dar vii și tu cu noi, pui o vorbă bună. Mergem noi cu domnul Mielu la tata, îl convingem să ne ia cu ei și pe la 8 seara mergem la bar. Își iau ei câte o bere, nouă câte un suc și se pun pe treabă. Câte 20 de lei fiecare. Eu cu Senciuc ne uitam la Mieluțu să învățăm. Mai avea asta vreo 5 lei când îi vine careu. 20 de lei în bancă. Bă, am careu, bă! Se strânge toată lumea în jurul lui. Am doar 3 cărți de dat, băieți. Dacă le ghicesc, iau 2 bulioane. Roșie, neagră, le nimerise pe amândouă. Bucurie mare acolo. Dacă câștig, bere la toată lumea. Când mă uit, ăsta avea în bancă vreo 70 de lei. Bă, Mielule, dar nu poți, mă, să iei câștigul? Da, Gigi, dar mai trebuie să dau o carte. Ia zi, roșie sau neagră? Nu, mă, fără să dai carte. Ba da, Gigi, dar nu se joacă, mă, așa. Zi, Senciuc, roșie sau neagră? S-a sfătuit ăsta vreo 10 minute cu toți și a dat roșie. Era neagră. Ăștia așa jucau, până la ultima carte. Ne bagă tata și 9-5 lei la un aparat și ne punem pe jucat. Bă, Senciuc, uite cum facem. La două bucăți dăm 3 cărți. Chintă și full 2, la care o maxim una. Vedem câte credite mai avem și dacă ne vine bonusul băgăm direct în casă. Așa facem, Gigi. Și așa am făcut. Acum nu știu dacă mintea noastră de copii era mai greu de sedus de către mirajul câștigului mare și rapid. Sau două minți lucrau mai bine decât una. Și în momentul în care unul ceda pradă lăcomiei, celălalt îl readucea în simțiri, la realitate. Dar noi câștigam. Puțin, dar câștigam. După vreo oră așa, aveam puțin peste 10 lei, mai mult decât dublu. Full! Am full, bă!
roșie, roșie, neagră, roșie. Bă, da, prost ești, mă. De ce n-ai băgat, mă, în casă? Au ăștia aparatele măzluite, mă. Dă-i încolo de hoți. Pierduse toți banii ăsta, 100 de lei. Tata era puțin mai chipzuit, mai avea vreo 20. Ce ai făcut, Mirule, gata? Gata, mă, n-a fost să fie, dar am fost aproape. Hai că în 10 minute termin și eu și mergem. Dă și tata pe o miză mai mare, îi cade două perechi, roșie, neagră, neagră, roșie și pierde. Asta a fost, 200 de lei în puțin peste o oră. Haideți, mă, dați pe o miză mai mare să mergem. Ce să facem, mă? Avem aproape 15 lei. Dă-mă că dau eu, poate ne cade un careu ceva. Tu te bă de aici, nu merge să-i scoatem? Hai, mă, Gigi, ce să scoți, 15 lei? Dar ce are, mă, mai jucăm și mâine. Ne scoate tata aia 15 lei și plecăm acasă. De-aia pierd ăștia Senciuc, că nu știu să joace, mă. N-ai văzut că îi dă până pierde? A avut domnul Mielu și careu și a bătut joc de el, mă. Mai mergem mâine, da? Mergem, Gigi, cum să nu? Și timp de vreo săptămână așa, ne duceam singuri pe la 10-11 dimineața. Atunci era mai liber și nu erau mulți bețivi pe acolo. Băgam 5 lei, jucam 2-3 ore și scoteam 10-15 lei. Ne luam un suc, câteva eugenii și napolitane și opream 5 lei pentru ziua următoare. Totul mergea brici. Ne și jucam, făceam și bani de dulciuri, când într-o zi dăm de caponarul acolo. Vere, ce faci, mă? Salut, salut, bă! Ce faceți, mă, aici? Facem și noi un pocăraș, tu? Și eu, mă. Vă lasă tactul, mă? Nu știe, mă, dar am fost și cu el. A? Ce, mă? Nu știe, mă! Ce hârtie, mă? Tactul vă lasă, mă? Da, mă, ne lasă. Bă, bine că ați venit. Stați și voi mai așa în fața lui ăla de la bar. Ce dracu face acolo, mă? Le iau banii, Gigi. Tu în gură de hoți. Bă, stai dracu potol, ne dă ăștia afară, mai ne luăm și pe cărcă. Lasă-mă că știu ce fac. Scoate ăsta un magnet și îl plimba pe ecran pe acolo. Vrei să spargi ecranul, mă? Te-ai dilit la cap? Nu, mă, mi-ai sunul că se vede cartea dacă dai cu magnetul așa peste ea. Fiți atenți la ăla acolo. Bă, vine ăla, bă. Care la bă, mă? Ăla cu barul, mă, ascunde dracu magnetul. Bă, în afară de faptul că s-a făcut ecranul roșu într-o parte și albastru în alta, n-a rezolvat nimic cu magnetul. A băgat vreo 10 lei și a pierdut în 10 minute. Bravo, mă, 3 bucăți. Hai, poate îl închidem. Dăm noi două cărți și băgăm în casă. Ce faceți, mă? Era 20 de lei câștigul. Lasă-mă că știm noi mai bine. Mai bagă ăsta vreo 10 lei, joacă vreo jumătate de oră și pierde iar. Trage vreo 2 pumni în aparat. Ați-ai dracu de hoți. Tași dracu, mă, că mai avem aici. Hai să mergem, mă. N-auzi, mă, că mai avem. Plecăm la 15 lei, avem abia 12 lei acum. Dați, mă, în el să luați ceva. Lasă-mă că luăm de o săptămână. Băgăm 5 lei și scoatem 15. Da, mă, dai puțin. Tu cât ai luat, mă? Minus 50? Ia, mă, ia să mă uși eu. Mai jucăm noi vreo jumătate de oră, îi explicăm și lui ăsta cum facem, facem 15 lei și plecăm. Hai să luăm niște napolitane, facem 500 caponare. Bă, ia stați, mă, așa. Știu eu un loc, e un aparat acolo. N-am mai dat jackpotul de vreo 2 zile. Îl dă sigur. Băgați voi 15 lei, mai bag eu 15 și jucăm pe miză mai mare. Bine, mă, dar joci cum zicem noi. Nu dai tu ca disperat în ele. Da, mă, jucăm tot așa, dăm fiecare pe rând. Ajungem noi acolo, era un loc mai înghesuit, așa, erau doar 3 aparate. Un gras silinos se ocupa de aparate acolo. A venit grădinița, nu avem bomboane aici, mă, dați-i drumul. Nu, nene, jucăm la poker, bagă-ne de 30 de lei. Când vede ăsta banii, ne bagă imediat. Erau și libere la ora aia, nu juca nici dracu. Și ne punem pe jucat, după vreo oră așa, aveam 50 de lei. Când vine careu, era rândul caponarul. Dă ăsta o carte, o ghicește, când să mai dea una. Ce dracu faci, mă? La careu decât o carte. Hai, mă, că-l închid, luăm 4 bulioane. Lasă-mă că și 50 de lei sunt buni. Și apăs butonul de casă. Mai jucăm noi vreo jumătate de oră, facem vreo 120 de lei. Gata, mă, hai să mergem. Mai stați, mă, puțin, trebuie să dea bonusul. Acum îl dă. Bine, mă, dar la 100 de lei sau 150 plecăm. Da, vere, așa facem. La încă vreo jumătate de oră, mai aveam un pic peste 100 de lei. Vine bonusul, 100 de lei direct. Băgăm în casă și mergem. Nu, Senciuc, dăm o carte, mă, haide, mă. Bă, și dacă pierdem? O carte, Gigi, dublăm banii. Scoatem 300 de lei. Dacă pierdem, tot avem 100 de lei. Nu pierdem nimic. Ne convinge ăsta până la urmă, ne hotărâm noi pe neagră și dă caponarul. Este, mă! Ăsta dădea să mai dea una. Apăs repede pe casă. Bă, Gigi, îl închidea, mă. Hai să mergem, mă. Și așa se uită la ură la noi. Nene, scoate-ne și nouă. Vine ăsta, când vede 300 de lei, se face că plouă. Aveți 18 ani? N-avem, nene, de unde? Nu pot să vă dau nimic. Dați-i drumul. Nene, sunt banii noștri, i-am câștigat. Bă, dați-i drumul sau vă dau eu afară. Măcar dați-ne cât am băgat, 30 de lei. Ce să fac, mă? Îmi spui tu mie, căcăciosule? Afară. Și mă ia pe mine și se înciuc de o mână și ne aruncă afară. Am stat jos acolo vreo 5 secunde până ne-am venit în fire. Când ne ridicăm,
caponarul se ținea de aparat și ăsta îl trăsese până în ușă și îi trăgea picioare. Ați-i dracu de vagabonzi, veniți să mă furați, mă? Stai, nene, stai așa, dă-ne banii. Vrei bani, a? Stai că ți-aduc acum. Caponarul se uita spre noi râzând, când din spate ăla cu o bâtă în mână. Senciuc, repede, pietre, îl omoară pe ăsta, mă. Strânge repede 5-6 cataroaie și îl luăm pe ăsta la țintă. Fugi, bă, are bâta, mă, vere. Ăsta se baricadează după ușă, fuge caponarul și dăm să plecăm. Stați, mă, așa, că nu e bine. Ia ăsta câteva pietre și sparge două geamurile ăsta. Ia, mă, să te îngropim banii aia, gras purcat ce ești. Pun eu mâna pe tine, aurolacule, acordeon te fac. Hai, dracu, să fugim, mă, ne prinde ăsta, ne omoară. Am luat-o la fugă vreo 5 minute până ne-am îndepărtat destul. Te îngură, caponare, cu locul tău, am pierdut și banii. Libidinosul ăla, mă, de unde să știu? Trebuia să luăm dulciuri, mă, ne-am luat după tine. Da, mă, după ureche mi-a dat. Bine că ți-a dat în aia bună. Ce, mă? A? În aia bună, mă. Da, mă, e nebun, dă-l diavolului. Hai că mai am de un suc. Și așa s-a încheiat aventura noastră cu păcănelele. Am mai jucat de câteva ori cu tata și la vreun an așa a dus tata un aparat acasă. Dar vă spun în următoarele povești. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, nu poți deveni milionar peste noapte. Trebuie să o iei treptat, puțin câte puțin. Și nu juca la păcănele, frate. Întotdeauna vei pierde. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!